găsit, dragi telespectatori! Așa cum v-am obișnuit deja, astăzi am pornit într-o nouă incursiune rurală. Așadar, monografiile de astăzi vor suna clopoțelul în comuna Grajduri. Bună ziua și bine ați venit la noi! Mă numesc Dan Firache Constantin, sunt primarul comunei Grajduri. Mulți o să întrebe de când? De mai mult timp. Aș începe cu prezentarea comunității noastre, începând cu un scurt istoric legat de așezarea în care ne aflăm, adică cu Grajduri, localitatea Grajduri. Este atestată documentar de pe la 1428 sau 23, de pe timpul Alexandru cel Bun, unde domnitorul Alexandru cel Bun, pentru faptele de credință sau de vitejie a unor slujitori ai acestuia, Oana Popșa, i-a dăruit moșia sârbi, actuala Grajduri, printr-un uric care se află și la Academia Română, scris pe piele de bivol sau de... E o chestie foarte interesantă. De asemenea, moșia filozofi, unde actualmente este satul Valea Satului, este atestată documentar pe timpul domnitorului Ștefan cel Mare. Mai avem înscrisuri legate de istoricul acestor comunități. Cărbunarii e pomenit într-un uric de pe timpul lui domnitorului Vasile Lupu, în care erau renumiți pentru faptul că acolo oamenii locului munceau la a face cărbunii. Erau niște cuptoare care, și de aici și denumirea satului Cărbunari. Pădurenii actual era Sperieții, la fel consemnat în niște înscrisuri istorice. Poiana cu cetate, unde boierul Cujbă, un bun slujitor al domnitorului Vasile Lupu, a fost înzestrat cu moșie atât pe teritoriul comunei Dobrovăți, cât și pe teritoriul comunei Grajduri, unde a fost ctitor unei biserici, care actualmente putem vedea ruinele acelei biserici acolo la intrarea în satul Poiana cu cetate. Mai avem satul Lunca, un sat de lingurari pomenit, un sat cu mai puțină populație, dar pomenit și acesta. Mai avem satul Corcodel. La momentul de față este un cătun. Mai sunt vreo 14 case. Deci, pe total comună, avem 6 sate mai însemnate și 2 cătune. Total 8. Trecând la actualitate, vreau să vă spun că am preluat comuna cu o stare economică și socială deplorabilă. Foarte, 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 foarte deplorabilă. Nu spun săracă. Săracă este un lucru ok. Deci, efectiv, zestrea materială în ceea ce privește infrastructura comunei era zero. Câteva uliți petruite pe aici pe acolo, 2-3 dale de beton aruncate pe aici pe acolo. În rest, vreau să vă spun că cunosc foarte bine pentru că sunt născut, crescut aici și știu exact situația. Ce vă pot spune? Alături de echipele care s-au schimbat, echipele cu care am lucrat, care în timp s-au schimbat, oamenii au plecat spre mai bine, așa cred că fiecare își dorește. Am încercat
niște ani ce au trecut să îmbunătățim situația de infrastructură, atât materială cât și cea socială, la nivelul comunităților din grajduri. Bineînțeles că, fiind comunitate săracă, și așteptările nu puteau să fie decât de, în dependență de, de ceea ce privește bunăstarea oamenilor. Pentru că majoritatea realizărilor se făceau, la un moment dat, până au început să apară fondurile structurale legate de aderarea la Uniunea Europeană, erau fonduri post, aderare și pre. Și până au început să apară acestea, am avut câteva mici proiecte legate prin Banca Mondială, prin FADR, dar foarte mici. În ultimii ani vreau să precizez faptul că și prin contribuția Consiliului Local, prin înțelegerea găsită la acestea, prin deschidere, cât și prin schimbarea echipei de lucru. Oamenii care i-am în subordine în echipa primarului au fost oameni de mai bună calitate, oameni mai pricepuți, oameni mai școliți, ca să zic așa. Am început să accesăm proiecte, să accesăm fonduri europene. Primele au fost mai mici, legate de infrastructura școlară. Am reparat școala Pădurene, a fost prima care a beneficiat prin 1998, după care un corp de școală de la Grajdă prin 2001, o bucățică de drum prin satul Pădureni, o bucățică de drum spre spitalul de psihiatrie Grajduri. Lucrurile încet au început să prindă contur. Chiar prindeam și noi poftă de altceva, pentru că vedeam că există posibilitatea să prindem aceste fonduri și ne-am hazardat la alte proiecte care încet, încet, așteptând, nu la prima strigare, la a doua, au fost finanțate. A fost cazul Căminului Cultural, care cine îl cunoaște știe în ce, cum arăta, în ce mod. Și la momentul de față este un cămin modern, dotat cu tot ce trebuie. De asemenea, încet am accesat fonduri pentru, am depus proiecte pentru reabilitarea drumurilor, modernizarea acestora. Vreau să spun că în 2015-2016 am fost beneficiarii unor sume destul de substanțiale în ceea ce privește reabilitarea drumurilor. Anul trecut, cred că am avut locul întâi pe județ în ceea ce privește atragerea fondurilor. Nu pomenesc sumele, dar vă spun că sunt, am reabilitat 16 km de drum modernizat, plus aducțiune de apă, canalizare și stații de epurare. Tot în 2017 am pregătit alte proiecte care le-am depus și au găsit finanțare. Suntem în faza de achiziție de lucrări, deci au fost finanțate acele proiecte ale noastre și acum suntem în faza de achiziție de lucrări pentru încă 5 km și vreo 806 km de modernizare de drumuri. Ba mai mult, din fonduri proprii am găsit, eu știu, am căutat și am găsit posibilitatea ca anumite drumuri care n-au fost incluse nici în primul program, nici în al doilea program de dezvoltare și modernizare, le-am prins prin fonduri proprii și chiar în aceste zile se lucrează la ridicările topo în vederea
demarării proiectului tehnic și sperăm ca în câteva luni și aceste drumuri să poată fi incluse spre execuție. Dacă ne ajută Bunul Dumnezeu ca spre finalul acestui an să încheiem execuția la proiectul mare de aducțiune de apă și canalizare, să încheiem partea de modernizare prin asfaltare a drumurilor pe fonduri guvernamentale și de la Uniune, plus 4-5 km pe fonduri proprii. Vreau să vă spun că este o realizare extraordinară și vreau să vă spun că la nivelul comunității Grajduri, a comunităților din Comuna Grajduri, nu ar mai exista decât maxim 2 km, 2 km și jumătate de drumuri nemodernizate. La nivelul întregii comunități, care cuprinde cam 36 de kilometri. Deci dacă mai rămân 2 km jumătate, e care și aceste drumuri avem fonduri să le petruim. O petruire adecvată, o petruire cu simț de răspundere. Și atunci vreau să spun că dacă la viitoarele alegeri nu voi mai candida sau nu voi mai câștiga mandatul, aș pleca cu mare mulțumire sufletească că rămân o groază de lucruri. Am socotit numai pentru 2015-2017 peste 16 milioane de euro aduse. 16 milioane de euro aduse la nivelul comunității. Raza Comunei Grajduri își duce traiul o vastă comunitate de romi. Domnul viceprimar Viorela Frăsinei ne va spune cum conviețuiesc aceștia împreună și care este relația lor cu comunitatea locală. Da, ce să vă spun, avem o comunitate destul de importantă de romi, începând din zona aceasta cu cei mai importanți și mai avuți din comunitate, iar în partea opusă este comunitatea mai săracă, care este mai în spatele lor. Ce să vă spun, noi avem o relație destul de bună, ca să spunem așa, în ceea ce privește conviețuirea, și avem o parte dintre ei, din ăștia săraci care sunt la legea 416, cu care efectuăm orele pentru curățenie și alte probleme în comunitate, iar cu restul personalităților mai înalte, așa zise, de aici, nu prea avem așa multe relații. Dar relația dintre ei și ceilalți locuitori ai comunei este una bună? S-a întâmplat să se înrudească? De înrudit nu știu cazuri să fie înrudite cu familii de români, aici cel puțin în Grajduri. Ar fi o singură familie, un român cu o țigancă de aici, un român din comuna Rebricea, s-au căsătorit, ca să spunem așa, și au o familie aici, i-am la 416. De asta și vă spun că știu despre ce este vorba, iar alte probleme de genul ăsta nu am la cunoștință, nu am luat la cunoștință.
numesc Chiochi Teofil Gabriel, sunt director al Școlii Gimnaziale Grajduri, județul Iași, din anul 2008 și până în prezent, după cum se vede. Să vă vorbesc inițial despre Școala Gimnazială Grajduri, care are în componență 5 elevi din 5 localități ale comunei, Școala Grajduri fiind singura școală cu personalitate juridică din comuna Grajduri. Localitățile din care provin elevii școlii noastre sunt Valea Satului, Corcodel, Lunca, Poiana cu Cetate, Pădureni, Cărbunari și, bineînțeles, Grajduri. Ca număr de elevi, suntem o școală, aș spune eu, medie. Avem 504 elevi înscriși în acest an școlar. Printre acești elevi se numără și cursanții din cadrul programului A doua șansă, adică alfabetizarea adulților care nu au reușit să finalizeze cursurile claselor primare. Cu alte cuvinte, ei fac clasele 1-4 la o vârstă de adult. Și fiindcă tot am început discuția despre școlaritate, despre școlarizarea adulților, vreau să menționez cele două proiecte POCU pe care școala le are în implementare. Într-un proiect suntem partenerii primăriei comunei Grajduri, iar un alt proiect este implementat de Școala Gimnazială Grajduri împreună cu Asociația Filantropică Trup și Suflet din Iași. În mare despre aceste proiecte este vorba despre ciclul gimnazial pentru persoanele din comunitate, mai ales și din comunitatea romă, persoane care nu au terminat cele 8 clase, adică gimnaziul. Este vorba de un program școală după școală și, bineînțeles, că marea dorință a școlilor din România este faptul că infrastructura merită îmbunătățită. Cu fonduri din acest proiect, școala se va dota cu proiectoare, laptopuri și vom construi un teren de sport la școala primară din localitatea Valea Satului. Fiindcă veni vorba despre terenuri de sport, suntem în curs de a finaliza un teren de sport la școala gimnazială Grajduri, cu fonduri primite de la Consiliul Local, teren de sport care este finalizat cam în proporție de 75%. Vorbind despre proiecte, Școala Gimnazială Grajduri este fericită câștigătoare, sau elevii Școlii Gimnaziale Grajduri sunt fericiți câștigători a două proiecte Erasmus, care s-au implementat și încă se mai implementează în școala noastră. Este vorba despre proiectul Mai Sănătos, Mai Fericit și care s-a finalizat, și proiectul Împreună pentru o școală mai bună, care încă se implementează, deci activitățile sunt în derulare. În aceste două proiecte au fost vorba despre cursuri de formare pentru cadre didactice, schimburi de experiență între elevi din diverse țări. Chiar și în luna mai anului trecut, Comuna Grajduri a fost onorată de a avea musafiri din 5 țări partenere, adică din Polonia, Turcia, Croația, Portugalia și Italia. Baza materială a școlii, aș spune că este una bunicică. Spun bunicică pentru că tot timpul este loc și de mai bine. Toate sălile care aparțin de Școala Gimnazială Grajduri au fost reabilitate cu fonduri de la Consiliul Local sau cu fonduri din proiectele europene pe care le-am implementat. Elevii școlii gimnaziale sunt implicați în diverse activități, concursuri școlare și olimpiade școlare, fiindcă tot este perioada în care se desfășoară olimpiadele școlare. Sunt elevi care doresc să învețe, sunt dornici de a afla noul, tocmai de aceea și cadrele didactice trebuie să fie în ton cu dorințele elevilor noștri. În luna aprilie, Școala Gimnazială Grajduri va organiza etapa zonală a unui concurs interjudețean de fotbal. Cum vă spuneam, pe terenul de sport al școlii noastre
vor avea loc activitățile zonale din cadrul acestei competiții. Referitor la activitățile extrașcolare în care sunt implicați atât elevii școlii gimnaziale cât și cadrele didactice, v-aș enumera doar câteva, pentru că sunt un număr de 30 ceva de activități propuse. Cam 20 și cu aproximație deja s-au desfășurat, o parte dintre ele se mai află încă în desfășurare. V-aș menționa printre ele educație pentru o cetățenie democratică, diversitate culturală în Europa, având în vedere că în localitatea Grajduri locuiește și o importantă etnie a județului Iași. Fii darnic, aici chiar aș vrea să insist pe această activitate, și datorită faptului că în luna decembrie, la nivel de școală, elevii și cadrele didactice au organizat o colectă, un moș Crăciun, aș spune eu, pentru un azil de bătrâni din județul Iași și pentru elevii unei școli speciale din municipiul Iași. O altă activitate de care îmi amintesc cu drag este intitulată Uniți în cuget și în simțiri, când am avut invitații în școala gimnazială Grajduri, alături de primarul comunei Grajduri, Constantin Zanfirache, și viceprimarul comunei Grajduri, Afrăsinei Viorel, și pe Cătălin Moroșanu. Știm cu toții, Cătălin Moroșanu este născut în localitatea Grajduri. În luna martie, fiindcă suntem în această lună, am avut activitățile Mărțișorul Bucuria Primăverii și Ce dragă mi este mama. Acum, fiindcă natura reînvie, urmează Protejați pădurea, protejați pământul, și aș vrea să menționez cu această ocazie și faptul că Școala Gimnazială Grajduri este implicată în proiectul Let's Get Green, proiect care are aceeași temă de activitate. Apoi urmează Sărbătorile Pascale, unde când avem prins o activitate amplă, tradiții și obiceiuri pascale. De asemenea, 9 mai, ziua Independenței și ziua Victoriei, de asemenea ziua Europei. 1 iunie, ziua internațională a copilului. 5 iunie, omagiul dascălului meu. Și în perioada de final de an școlar, adică aproape de jumătatea lunii iunie, la revedere, școală dragă. Acestea sunt câteva dintre activitățile în care elevii școlii și cadrele didactice sunt implicate în acest an școlar. De faptul că fiul satului Cătălin Moroșanu ne-a vizitat cu ocazia Zilei Unirii din anul 2018, adică în acest an ne-a vizitat, aș vrea să vă prezint și tricoul pe care el l-a folosit la cunoscuta sa luptă din America pentru școala Grajduri, cu stimă și respect, numele lui Cătălin Moroșanu și semnătura, cum vă spuneam, tricou pe care l-a lăsat special pentru școala gimnazială Grajduri. Fiul al satului Grajduri, mândru de locurile natale, Cătălin Moroșanu a lăsat în cartea de onoare a școlii în care a învățat câteva gânduri emoționante. Mă simt onorat că am revenit la școala copilăriei mele. În școala Grajduri m-am format ca om și sunt ceea ce sunt datorită colectivului profesoral și învățătorilor care m-au ghidat să reușesc în viață și să fiu ceea ce sunt acum. Sunteți modelatori de caractere și aveți o misiune dificilă, aceea de a educa spiritul românesc. Semnează Cătălin Moroșanu.
Doamna profesor Angela Moroșanu, cadru didactic reputat în Comuna Grajduri și mama binecunoscutului campion Cătălin Moroșanu, a avut amabilitatea de a ne acorda un interviu telefonic. Ca orice mamă mă simt mândră de copilul meu, pentru că a muncit foarte mult ca să ajung aici și a sacrificat mult din anii copilăriei, pentru că încă de pe băncile școlii el a făcut sport, mai întâi rugby și apoi, pentru că a fost dezamăgit de acest sport, nu-i oferea acea parte materială din care să poată să meargă turnee, să participe la concursuri, și atunci a renunțat și din dorința de a face sport în continuare, a mers la o sală unde antrenorul l-a remarcat și de atunci a început povestea lui ca și campion. Clar că sunt mândră, clar că aș fi dorit ca și celălalt să îmbrățișeze același sport, numai că nu l-a lăsat Cătălin pentru că a acumulat prea multe emoții și era greu pentru el. Și pornind de la acest aspect, în momentul în care îl vedeți în meciuri, îl vedeți acolo cum mai primește și lovituri, din păcate, ce emoții trăiți? Cum este sufletul dumneavoastră de mamă atunci când Cătălin mai încasează și câte o lovitură? Acesta este sportul. La început mi-a fost foarte greu. Nu m-am uitat la început la niciun meci direct, ci doar m-am uitat la ele registrate, pentru că emoțiile erau foarte mari. Îmi luam calmate ca să pot să le văd. Cu timpul m-am obișnuit, clar, că orice început este greu pe parcurs. Mi-am dat seama că acesta este sportul, trebuie să meargă mai departe. E clar, e ca și cum ar fi dat în mine sportivul respectiv și nu în Cătălin. Am trecut și trec foarte greu peste aceste lucruri, dar nu avem ce face, asta este viața. Acest sport i-a plăcut și trebuie să-l susțin indiferent că mi-e greu sau nu. Chiar dacă Cătălin Moroșanu acum este campion național, campion internațional, este cunoscut și iubit de o lume întreagă, el a rămas același băiat modest. Toată lumea cu care am discutat aici, chiar și domnul director al școlii, ne-a povestit cu mare drag despre dânsul, despre faptul că vă vizitează foarte des. Chiar l-am întrebat dacă vine des acasă și dumnealui mi-a spus că da, aproape săptămânal. Am rămas uimită, nu mă așteptam să primesc acest răspuns și toată lumea spune că este așa cum îl știu, nu este schimbat, nu este arogant, este un băiat modest și respectos. Cum era Cătălin când era mic? Ați prevăzut de atunci că urmează să aveți un fiu campion? Cam multe întrebări. La un loc. Și vreau să vă spun că de mic îi plăcea să alerge toată ziua, îi plăcea să facă sport, indiferent ce și cum. Pădurea era a lui, iazul era a lui. Clar că l-am învățat de mic să aibă cei 7 ani de acasă, l-am învățat să fie respectuos cu cei din jur, indiferent că e mai mic sau mai mare, să știe să vorbească și cu persoane care sunt, din punct de vedere intelectual, mai jos decât el, să se coboare la nivelul lor și să se ridice cu persoane care au o pregătire mai mare decât el. Clar că i-am insuflat acea plăcere pentru sport și m-a continuat, pentru că sport înseamnă sănătatea corpului și a minții. Dacă nu faci sport, înseamnă că nu poți fi un om disciplinat. Am zis că prin sport el se va disciplina și așa a fost. S-a disciplinat, tot timpul a fost respectuos cu cei din jur, a știut să-și apropie oamenii și de aceea este iubit de cei din jur. Și mă bucur pentru asta, adică nu poți fi un om adevărat dacă nu știi să vorbești cu cei din jur, indiferent ce pregătire au. Asta este teza mea de viață, așa sunt și eu și așa le-am insuflat și lor. Să știe să vorbească cu toată lumea, indiferent cine este și dacă este mai mic sau mai mare. Mi-a plăcut și îmi place în continuare acest lucru și mă bucur că m-a ascultat și a făcut ceea ce i-am zis eu. Nu avem o legătură specială, clar. Pentru cele mai importante momente din viața lui,
noi, familia, suntem cei care îi dăm sfaturi sau îi spunem dacă este bine sau nu, ne sfătuim, el ne ajută, ne susține, sufletește și ori de câte ori are o problemă, noi suntem cei cărora ne spune toate problemele lui, indiferent dacă sunt lucruri bune sau dimpotrivă nu. Pentru ca orice om în viață avem și clipe fericite, avem și clipe mai puțin fericite, dar împreună le ducem toate în viață. Sigur că da, foarte, foarte emoționante cuvintele dumneavoastră și trebuie să spunem telespectatorilor noștri că pe lângă faptul că sunteți mama lui Cătălin Moroșanu, dumneavoastră sunteți și un cadru didactic iubit aici în comună, sunteți profesor pentru învățământul primar, învățătoare mai pe înțelesul tuturor, așa cum era această nobilă meserie numită încă din timpuri străvechi. Copilașii dumneavoastră de la școală vă întreabă despre Cătălin, își doresc să ajungă așa cum este el? La început l-am adus și în școala în care învăț eu acum, respectiv structura Pădureni. A venit la o sărbare de Crăciun. Clar că copiii nu prea îndrăzneau să-i adreseze întrebări, pentru că considerau o persoană prea importantă pentru ei. Pe parcurs a început să vorbească cu ei și să fie aproape de ei. Normal că fiecare copil își dorește să fie Cătălin Moroșanu, clar. Numai că pentru asta trebuie să muncească mult. Eu am insuflat copiilor mei plăcerea pentru învățat, pentru sport, pentru tot ce înseamnă frumos în viața aceasta. Clar că eu ca și învățător sunt puțin mai severă, așa m-am format de la începuturi. Doresc ca fiecare copil să aibă un program de lucru strict pentru ca să poată să înregistreze succes în învățământ, în ceea ce fac, să reușească încă de mici și să fie ordonați, să fie îngrijiți și să-și respecte familia, colegii, profesorii, sătenii, pentru că asta este cel mai important în viață. Eu vă mulțumesc pentru că ați acceptat să stați de vorbă cu noi. Vă felicit încă o dată pentru Cătălin, pentru ambii băieți pe care îi aveți, pentru elevii de la școală și vă doresc sănătate, răbdare și multă putere de muncă. Mulțumesc și eu foarte mult! Și fiindcă tot am pomenit de personalități care au vizitat școala gimnazială Grajduri, aș vrea să amintesc și despre corul școlii noastre intitulat Pentru Voi, cor care a cântat chiar în școala Grajduri alături de renumita soprană Leontina Băduva. Pe lângă această ocazie de a cânta alături de Leontina Băduva, corul școlii noastre a fost invitat și de către corul Madrigal să cânte într-o reprezentație alături de ei la București, lucru care ne mândrim, bineînțeles.
curând au avut loc simulările pentru examenul național de evaluare la clasa 8-a. Lângă mine se află trei elevi ai școlii Grajduri care au susținut aceste simulări și care ne vor împărtăși câteva lucruri din experiența lor vis-a-vis de acest examen. Cum ți s-au părut subiectele, atât la română cât și la matematică? După părerea mea, la română au fost mult mai ușoare decât la matematică. Chit că la matematică au fost mai ușoare decât la primul, notele nu au fost, după părerea mea, destul de bune. Ce s-a întâmplat? De ce notele nu reflectă, să spunem, ușurința subiectelor? Colegul tău spunea că au fost mai ușurele, dar totuși notele nu au fost foarte mari. Păi, după părerea mea, la română a fost mai simplu decât la matematică, ca în orice alt an. Și la română, cel puțin în cazul meu, subiectele din martie au fost mai simple decât în prima simulare, pentru că la mine rezultatul la română a fost mai mic în prima simulare din decembrie și față de a doua simulare. În principal, la română a fost mai ușor decât la matematică. La matematică am reușit să iau cu câteva sutimi mai mare decât în prima simulare, dar tot la fel a fost foarte greu, nu extrem de greu, a fost greu. Ce înseamnă mai ușor și mai greu? Ce v-a încurcat la aceste subiecte? Au fost capcane? Au fost lucruri pe care nu le-ați înțeles sau poate pe care încă nu le-ați studiat și ele au depășit cumva materia? În opinia mea, notele din ambele simulări se reflectă, în cazul fiecăruia, din felul în care fiecare s-a pregătit pentru o simulare. La mine mi s-au părut mult mai grele simulările din luna aceasta, probabil și din cauza pregătirii. Notele au fost mai mici decât în primele simulări. Ce vă propuneți pentru examenul din vară, că acela va fi practic de importanță maximă? Din ceea ce s-a întâmplat și în prima simulare și în a doua simulare, ce semnal de alarmă ați tras, ce mai aveți de pus la punct și cum o să vă pregătiți să vă prezentați și să obțineți rezultate pe măsură? Eu m-am decis ca pentru examen să trag mult mai mult, să fac mult mai multă pregătire. Mi-am propus ca, la fel la examen, să obțin niște note mult mai mari decât în simulări. Cu siguranță trebuie să muncesc mai mult decât munceam înainte și asta voi face de acum înainte. Da, și sper ca la examen să nu fie chiar atât de greu cum a fost și în simulări. Pentru o notă mult mai mare la examen necesită foarte multă pregătire. Mi-am propus să mă pregătesc mult mai mult pentru examen, să sper că subiectele nu o să fie așa grele ca în aceste simulări și că va fi bine. Înainte de a vă mulțumi pentru interviul acordat, o să vă rog să vă și prezentați și să îmi spuneți fiecare la ce liceu vă doriți să ajungeți. Să știți că mă întorc la vară să văd dacă ați și reușit. Eu m-am gândit intens să mă duc la Alexandru Ioan Cuza pe profilul științe reale. Și cum te numești? Pădurarul George Daniel. Mă numesc Nechifor Ștefania Teodora. Liceul la care vreau să merg era acela de muzică, dar nu am mai avut ocazia să dau probele sau în mai se dau probele, dar nu m-am pregătit astfel încât să dau acele probe și să ajung la acel liceu. În rest, încă nu m-am gândit la ce liceu vreau să merg, dar pe parcurs o să mă mai gândesc.
Numele meu este Balan Laura Elena. Încă nu știu sigur la ce liceu vreau. Ca preferință aș avea Miron Costin, dar rămâne de văzut pe parcurs. Eu vă doresc mult succes și să ne auzim la vară cu reușite. Doamna profesor de limba română, Gabriela Aramă, ne va lămuri cum stau lucrurile cu ceea ce ne-au semnalat elevii, subiecte mai grele, subiecte mai ușoare, capcane. Dumnezeu ne va spune în ce au constat toate astea, ce s-a întâmplat de fapt, de elevii nu sunt în totalitate mulțumiți de rezultatele obținute și ce ar trebui să facă și cei care ne privesc pentru a obține aceste rezultate mult visate. Bine v-am găsit! Bine ați venit în școala noastră. Într-adevăr, elevii nu sunt total mulțumiți de rezultatele lor. Asta înseamnă că ei au așteptări mari, așteptări pe care probabil că și noi profesorii le-am indus acest lucru și părinții de asemenea. Iar aceste rezultate bune ei le așteaptă pentru că au o generație anterioară care a avut niște rezultate destul de bune și vorbesc aici în principal despre obiectul, disciplina pe care o predau, limba și literatura română. Anul trecut am avut 7 teze peste 9 într-o singură clasă de clasa 8-a. Prin urmare, normal că avem un target bine stabilit și țintim foarte sus. Dar subiectele au fost de dificultate medie, cu poate mai multe capcane acum în martie, niște cerințe cu un anumit grad de dificultate puțin mai mare, dar asta înseamnă că ei trebuie să fie foarte bine pregătiți, trebuie să acorde foarte multă atenție tuturor noțiunilor și mai mult decât atât înseamnă că trebuie să depună un efort destul de mare, constant în primul rând și trebuie să fie foarte bine motivați. Acum aș fi curioasă să aflu, știți, spun și eu cum spun bătrânii, pe vremea mea nu erau aceste simulări. Ele probabil au fost gândite cu un scop, un scop pozitiv. Au ele acest rol pozitiv? Reușesc să-i ajute pe elevi să îi mobilizeze, să mai atenueze din emoții? Sau au taman efectul invers, acela negativ de a-i stresa și mai tare? Acum depinde de elev. Pe unii poate că îi stresează aceste simulări, dar să știți că le-au așteptat. Le-au așteptat pentru că vor să vadă exact unde se situează și dacă efortul lor are și un rezultat, pentru că îi punem la muncă, ce-i drept, mulți dintre ei își dau silința și lucrează constant, și atunci ei vor din când în când să vadă simulare de rezultat, de ce nu? Să vadă dacă unde au lipsuri și la foarte mulți dintre ei să știți că intervin emoțiile. Emoțiile care dau mari bătăi de cap în cazul unui examen și atunci poate că simulările acestea au și acest scop de a învăța cum să-și controleze emoțiile. Să nu devină un dușman al lor. La grădinița din satul Grajduri am fost întâmpinați de doamna profesor pentru învățământ preșcolar, Adriana Hamza, care ne-a primit cu căldură. Chiar dacă grădinița este goală la această oră, copilașii au plecat acasă, dumneai ne va povesti câteva lucruri interesante despre activitățile desfășurate aici. Bună ziua și bine v-am găsit! Bună ziua și bine ați venit! Dacă ar fi să vă povestesc despre lucruri interesante așa cum vreți dumneavoastră, eu v-aș povesti despre proiectele în care noi suntem implicați și n-ar fi puține la număr. Ultimul proiect este cu Asociația pentru Educație Timpurie Ovidiu Ro. După cum și bine vedeți, în partea aceea se regăsesc o parte din materiale. Un alt proiect este proiectul Împreună pentru Copii și parteneriate destul de multe cu grădinițele din oraș, dar și cu grădinițele din mediul rural. Văd în jurul meu foarte multe dotări frumoase, de bun gust. Cum ați reușit să vă dotați sala de grupă? O parte sunt fonduri proprii,
dacă o să vreți să și filmați partea cu atelierul de știință. Sunt materiale din natură, sunt materiale primite din donație, o parte din ele, multe le-am primit, cred că acum 2 ani, la centrul de bibliotecă, de la grădinițele private, dacă nu mă înșel. Dăruiește o carte, a fost proiectul. Planșe, părinții puțin sponsorizează la noi în zonă. Câți copii frecventează grădinița aici, la grupa dumneavoastră? Undeva la 80%. Pe perioada anotimpului rece, dar pe perioada anotimpurilor calduțe, să zicem că undeva la 90-95. Câți copii aveți în grupă? 27. De ce ați mai avea nevoie? Am vorbit de lucruri bune și foarte bune. Ce simțiți nevoia să îmbunătățiți în activitatea dumneavoastră, în ceea ce privește și partea materială și, de ce nu, și cealaltă? Cu partea materială mă descurc, nu mă pot plânge, însă plâng pentru un spațiu. Pentru că spațiul în care dumneavoastră sunteți este un spațiu mic, este insuficient pentru cei 27 de copii, însă ne îngrămădim așa cum putem și îmi doresc o grupă nouă. Să dea Dumnezeu să vă îndepliniți visul, eu vă doresc putere de muncă și răbdare. Mulțumim și vă așteptăm la activități și poate chiar la activitățile din cadrul proiectului, ultimului nostru proiect, da, cu Asociația Ovidiu Rom. Biblioteca Elena Cuza din Comuna Grajduri am fost întâmpinați de doamna bibliotecar Mirela Nechifor. Bună ziua și bine v-am găsit! Bună ziua, bine ați venit! În jurul meu văd foarte multe cărți, pare a fi o bibliotecă foarte bine dotată. Care este fondul de carte pe care îl dețineți, considerați că ar mai trebui îmbunătățit și care sunt consumatorii care vă trec pragul? Fondul de carte este de 10.881. Am încercat și am ajuns cu achiziția aproape la cele mai noi apariții editoriale și am încercat să acopăr toate cerințele utilizatorilor. Doamna bibliotecar Mirela Nechifor este inițiatoarea unui parteneriat realizat împreună cu doamna profesor Mihaela Zodieru de la Grădinița Pădureni, parteneriat care poartă numele de șezătoare de iarnă. Piticii grădiniței, mămicile și bunicile au retrăit atmosfera din trecut care se crea în serile de iarnă la șezătorile de la sate, lucrând, cântând, povestind și jucând tot felul de jocuri care de care mai plăcute. La final, participanții au fost serviți cu turte făcute pe plită, pâine caldă, dovlea copt, mere, nuci și gogoși. În mijlocul pădurii borosești, pe Valea Cucoarei, se află o poiană largă cu iarbă verde de otavă, adumbrită de stejari seculari și mesteceni foșnitori cu coajă de omăt. Aceasta este cunoscută sub numele de Poiana cu Schid sau Poiana cu Statui. În Poiana cu Schid se află un monument istoric foarte vechi, de sfârșit de secol XIV, o expoziție în aer liber cu 30 de sculpturi și o rezervație floricolă cu specii rare de plante. Monumentul istoric este reprezentat de ruinele unei bisericuțe ridicate de Cneazul Duma Negru, fost mare vornic al Țării de Jos, în vremea voievodului Alexandru cel Bun, care au și dat numele poienii.
Răspândite pe întreaga suprafață a Poienii sunt 30 de sculpturi imense din piatră care construiesc omagiul pe care lumea de astăzi îl închină măreției vremurilor trecute. Piatra adusă de la Focșeasca, de la peste 10 km distanță, a fost sculptată pe perioada a trei veri, între anii 1986-1988, de cei mai mari artiști români. Sculpturile, cu greutăți de la 10 la 54 de tone, constituie un adevărat muzeu în aer liber, fiind singura tabără de sculptură în piatră din Moldova, continuarea celei de la Măgura din județul Buzău. Rezervația naturală Poiana cu Schit reprezintă cea mai mare și mai expresivă poiană din masivul păduros Bârnova-Repedea, prin flora ei bogată și variată, dar și prin peisajul pitoresc. Masivul păduros Bârnova-Repedea este unul dintre cele mai vaste areale de păduri nefragmentată din județul Iași. Amurgul se lasă peste sat, iar noi pornim către casă mulțumiți că am reușit și astăzi să scriem câteva dintre paginile unei noi monografii rurale. Până data viitoare, când ne revedem din nou, eu vă las sănătoși!